Castelul Corvinilor din municipiul Hunedoara este fără îndoială unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Europa. Monumentul medieval se află în această perioadă într-un amplu proces de restaurare, dar poate fi vizitat. Pentru a asigura o vizită cât mai plăcută a monumentului, administrația castelului a luat câteva măsuri binevenite. Lucrăm intens la implementarea unui nou sistem de ghidaj, unui audioghid. În paralel va fi și o aplicație care va putea fi accesată de pe telefonul fiecăruia. Ne pregătim să implementăm și un sistem de ticketing online, astfel încât să încercăm să diminuăm cozile realizate în fața casei de bilete. Iar în paralel, deja am început introducerea în castel a unor touchscreen-uri cu informații mai detaliate decât ceea ce este prezentat pe panouri. Este un număr într-o primă fază de 3 touchscreen-uri care vor fi introduse în castel. Intenționăm în viitor să introducem și în limba germană, dar într-o primă fază română, engleză și maghiară. Pe respectivele touchscreen-uri, vizitatorii castelului Corvinilor vor putea afla unele aspecte inedite despre monument, dar și despre membrii mai puțin cunoscuți ai familiei huniazilor. Pe unul va fi explicat într-un mod detaliat fresca unde este dezvăluită legenda corbului, tocmai datorită faptului că în momentul de față se lucrează la această frescă și ca urmare este acoperită. Este important pentru noi, tocmai în această direcție de fidelizare, să etalăm vizitatorului ce se găsește în spatele acelei plase de protecție unde se află restauratorii pe frescă și să-l atragem în a reveni la Hunedoara atunci când restaurarea va fi terminată. Pe alte touchscreen-uri va fi prezentată familia Corvinilor, arborele genealogic, membrii acestei familii mai puțin cunoscuți publicului. Sunt o serie de personaje cu care vizitatorul va putea lua contact prin aceste touchscreen-uri, care parte din ele au fost introduse în castel, parte mai lucrăm la anumite detalii pentru a le putea reintroduce. Administrația Castelului Corvinilor speră ca la finalul lucrărilor de restaurare monumentul să ofere noi surprize pentru vizitatori, iar aceștia să revină de cât mai multe ori se poate la Hunedoara. Sperăm ca să descopere un castel mai frumos, un castel mai atractiv și, așa cum v-am zis mai devreme, este o preocupare de prim plan în ceea ce privește strategia economico-administrativă a castelului. Atragerea unui număr cât mai mare de vizitatori, dar și fidelizarea acestora. Trebuie să încercăm și până în momentul de față eu zic că s-a reușit într-o oarecare măsură, pentru că sunt destui vizitatori care vizitează 3-a, 4-a oară Castelul Corvinilor. Și este un lucru care ne obligă. Deci, în continuare, trebuie să ne adaptăm necesităților pieței turistice, trebuie să ne reinventăm, dacă doriți. Încercăm, așa cum am zis, să suplinim o serie de neajunsuri create de lucrările de restaurare prin introducerea de noi și noi elemente atractive, astfel încât vizitatorul să plece de la Hunedoara încărcat de cunoștințe, încărcat de istorie și, foarte important, cu dorința de a reveni. Pentru cei care doresc să viziteze castelul, accesul publicului este permis luni între orele 12 și 20, iar de marți până vineri, în intervalul orar 9-20. Tarifele de vizitare sunt de 35 de lei pentru adulți, 17 lei pentru pensionari și 7 lei pentru elevi și studenți.